Începând de miercuri 18 mai, în cadrul manifestărilor legate de zilele municipiului Roman, se vor desfășura o multitudine de acțiuni culturale subsumate ciclului de conferințe clepsidrice organizate de Societatea Culturală Clepsidra în parteneriat cu Primăria Roman, editura Papirus Media, revista Clepsidra, Spitalul Municipal de Urgență, Fundația și editura Scrisul Românesc Craiova, filiala Neamța Uniunii Artiștilor Plastici, reprezentanța Neamța filialei Uniunii Scriitorilor din România, Casa Memorială Calistrat Hogaș, Parohia Bălușești, Galeria de Artă Asociației Pensionarilor din Piatra Neamț, Biblioteca Mihai Eminescu din Bicaz și Casa de Cultură Ion Creangă din Târgu Neamț. Conferința clepsidrică are ca invitat pe profesor universitar dr. Florea Firan, director editurii și Fundației Scrisul Românesc din Craiova, care va ține conferința Spirit alese din cultura română, Eminescu, Brâncuș, Macedonski, Arghezi, Sorescu. Conferința va fi urmată de lansări și prezentări de carte, cât și lansări și prezentări de reviste. Domnia sa nu vine singur la eveniment, ci vine însoțit de criticul literar Alexandru Oprescu și de echipa editurii și Fundației Scrisul Românesc de la Craiova. Va avea loc această conferință miercuri 18 mai 2016 la orele 16, la Colegiul Național Roman Vodă, la Amfiteatrul Garabete Ibrailanu din Roman. Acțiunile vor continua la Hotel Roman, unde miercuri 18 mai de la orele 18 va avea loc o nouă conferință de dezbatere a poruncilor biblice, iar de la orele 20 va avea loc inaugurarea Galeriei de Artă a Clubului Boemia cu vernisajul expoziției de sculptură Între Cer și Pământ a sculptorului Lucian Tudorache. Exact, la ora 18, la Hotel Roman, continuă ciclul de conferințe dedicate decalogului, iar tot mâine seară va fi dezbătută porunca a 5-a, să nu ucizi. Și mai departe, în zilele Romanului incluse, va fi și vernisarea expoziției de artă Între Cer și Pământ, Lucian Tudorache, sculptorul Lucian Tudorache de la Piața Neamț, va expune un grupaj de 14 lucrări de sculptură la Galeria de Artă a Clubului Boemia, pe care o inaugurăm mâine seară. Domnia sa este și cel care a realizat bustul lui Nicolae Manescu Strunga și bustul lui marelui poet Mihai Eminescu, primul dintre ele fiind urmând să fie dezvălit mâine la ora 14 în piațeta din fața primăriei Roma. Periplul cultural va continua pe parcursul a 5 zile la Biblioteca Mihai Eminescu din Bicaz, la Galeria de Artă a Asociației Pensionarilor din Piatra Neamț, precum și la Casa Memorială Calistrat Hoga și Piatra Neamț, unde vor avea loc o serie de lansări de carte și vernisaje de expoziții. Am gândit să extindem momentul acesta clepsidric și conferința clepsidrică, să ducem în județul Neamț, mai departe, în acest dialog cultural pe care l-am inițiat noi cu Craiova, Piatra Neamț, Bicaz, Târgu Neamț, Bălușești, Castelul Micăușeni, Roman. E vorba de 5 zile de maraton, ca să folosesc cuvântul dumneavoastră. Joi la ora 10, adică joi 19 mai 2016, vom fi la Biblioteca Mihai Eminescu din Bicaz, unde va avea loc conferința pe care am amintit-o mai devreme. Apoi, la ora 12.30, la Piatra Neamț, vom vernisa o expoziție, exerciții de stil, pictură, grafică, colaj, o personală care ne aparține. Iar la orele 13.30, la Casa Memorială Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, vom relua conferința clepsidrică și vom lansa cărți, vom prezenta reviste. În program vor fi incluse și conferințele susținute cu prilejul desfășurării primei ediții a Zilelor Spitalului Municipal Roman, care se vor desfășura la Restaurantul Royal și Castelul de la Miclăușeni. Pe lângă conferințele legate de istoria medicinii romașcane, vor avea loc și recitaluri de poezie, concert cameral și expoziții de pictură ale unor artiști plastici romașcani, manifestarea încheiindu-se cu o cină festivă la Castelul de la Miclăușeni. Apoi vom fi prezenți la Restaurantul Royal, la deschiderea Zilelor Spitalului Municipal Roman,
la ora 16, deci tot în ziua de joi. Aici sunt mai multe conferințe, între care conferința susținută de doamna dr. Maria Andrici, directorul Spitalului Municipal Roman, și domnul dr. Dan Gabriel Arbătescu, șeful secției de chirurgie. Conferința intitulată Spitalul Municipal Roman, o istorie, un prezent, un viitor. Și va mai fi și o altă conferință, profesor dr. Lucian Stroichi de la Piatra Neamț, va ține conferința Scriitori, medici, medici, scriitori. Maratonul continuă și în ziua de vineri, 20 mai, la ora 10, în aceeași echipă cu scrisul românesc, însoțit și de domnul profesor Lucian Stroichi, vom fi prezent la Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț. Maratonul cultural se va încheia prin popasuri duhovnicești la mănăstirile din județul Neamț, vizitarea muzeelor și caselor memoriale semnificative și participarea la o liturghie la parohia din Bălușești și la mănăstirea Giurgeni. Vom vizita mănăstirile din Neamț în răgazul pe care îl vom avea. Vom povosti la mănăstirea Neamț, la mănăstirea Secu, la Siestria, la Vovitenia, la casele memoriale Sadoveanu și Visarion Puiu, sigur la casa Ion Creangă de la Humulești, urmând ca la orele 18 să fim la Castelul Micrăușeni, unde și acolo avem moment de conferință, recital de poezie, concert cameral, expoziție de pictură, artiști plastici romașcani, cât și cina de la castel. Sâmbătă și duminică, 21 și 22 mai, invitații de la Craiova, alături de cei de la Piatra Neamț, vor fi prezenți la Sfânta Liturghie de la Parohia Bălușești și, sigur, în acest după Sfânta Liturghie ne dorim să poposim și la Mănăstirea Giurgeni ca să fie văzută de invitații noștri și să fie un popas duhovnicesc aproape acolo. Organizatorii sunt bucuroși de a fi reușit performanța de a aduna împreună o serie de valori culturale din județul Neamț și din Craiova, la eveniment participând scriitori, artiști, medici, preoți, militari de carieră, intelectuali, personalități culturale de marcă, oameni de afaceri și reprezentanți ai presei locale și naționale.